Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la conferința de presă organizată de Clubul Elevilor, conferință pe care am gândit-o pentru începerea noului an școlar 2013-2014. Așa cum bine este cunoscut deja, activitatea la Clubul Elevilor Sighetul Marmației, la acest gen de instituție, a început la 1 septembrie, dar cu un alt gen, respectiv, cu acea etapă premergătoare începerii anului școlar, și anume aceea de selecție, de înscriere a copiilor la cercurile de la această instituție. Prin urmare, activitatea efectivă, instructiv-educativă, începe odată cu luna octombrie, respectiv cu datele 1 octombrie. Pentru început vreau să aduc în discuție concursurile școlare care au avut loc în cursul anului școlar trecut, 2012-2013, concursuri organizate de instituția noastră. Mă bucur că începând cu anul școlar 2012-2013, Clubul Elevilor, zic eu, prin rezultatele care le-au obținut și prin perseverența, să spun așa, colegilor noștri, am reușit în acest an școlar care s-a încheiat să includem, să obținem 3 proiecte la concursul de selecție a proiectelor din cadrul Ministerului Educației Naționale. Este foarte important să se cunoască faptul că atunci când un concurs se află în calendarul Ministerului, sunt foarte multe avantaje. Odată faptul că este recunoscută de Ministerul acea activitate este un lucru foarte, zic eu, foarte important. Dar nu în ultimul rând, faptul că pentru participarea elevilor la concursurile respective, sprijinul este financiar al Ministerului Educației Naționale. Elevii putându-și deconta transportul la aceste concursuri. Așadar, dacă în 2010 n-am avut niciun concurs în calendarul activităților educative naționale și internaționale ale Ministerului Educației, iată, deci, astăzi avem bucuria de a avea 3 asemenea activități. Așadar, avem cele 3, prin care unul la început de an școlar, dedicat sporturilor de iarnă, concursul național ale sporturilor de iarnă, Trofeul Butâi, organizat la Cavnic și care în acest an calendaristic, anul școlar trecut, au participat reprezentanți peste 22 de județe. Concursul este pentru cea de-a doua ediție din calendar. Ne-am bucurat că odată cu creșterea numărului de ediție am avut și un număr mult mai mare de participanți. Un alt concurs este bine cunoscut, zic eu, Festivalul Internațional de Folclor, am fost și un film, festival care în acest an a reunit un număr mare de formații, 7 țări, din 7 țări, respectiv 16 județe ale țării. A fost peste 700 de copii la cazare și masă, alături de care, bineînțeles, s-au participat cei din zonă. Din acest punct de vedere, nu pot decât să mă bucur de parteneriatul care l-am avut în organizarea acestui festival, acestei manifestări, respectiv Primăria Municipiului, primarul Ovidiu Nemes și Consiliul Local Sighet, care au susținut acest festival și de care, bineînțeles, că nici nu s-ar fi putut organiza la acest nivel și de această amploare. Și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru sprijin domnului primar Ovidiu Nemes și consilierilor locali care au susținut această acțiune. La sfârșitul anului vom avea cel de-al treilea concurs aflat în calendarul Ministerului și anume concursul de date și obiceiuri de iarnă cu medatina străbună. Ei, iată, de toate aceste concursuri, dacă până anul trecut, la comunitatea noastră bună, am încercat și ne-am rugat de colegi din țară să vină și au refuzat majoritatea întâi pentru faptul că nu era în calendar și neputându-și asigura transportul, foarte mulți dintre ei au fost nevoiți să renunțe la invitația pe care am lansat-o. Iată cum faptul că acum avem în
avem în calendar această acțiune, va fi mult mai ușor și deja avem foarte mulți colegi din țară interesați să participe la manifestarea noastră și pentru prima dată în acest an, cu sprijinul primăriei, vom avea și o participare internațională. În altă ordine de idei, tot anul școlar 2012-2013 a fost un an foarte încărcat din punct de vedere activităților, activități care s-au datorat parteneriatelor existente și încheiate cu numeroase instituții de învățământ. Lipsa de spațiu pe care îl avem aici, dar nu numai, și faptul că întotdeauna venim în sprijinul elevilor, să venim cât mai aproape de ei, să spunem așa, am realizat numeroase parteneriate cu instituții, precum Liceul Tehnologic Forestier, cu grădinița 12, grădinița numărul 9, cu școala gimnazială numărul 2, școala gimnazială numărul Mihai de Afșa, cu George Coșbuc numărul 5 și alte instituții din Sighetul Marmației, care am încercat să facem cunoscute activitățile non-formale, să încercăm să sprijinim cadrele didactice în organizarea acestor activități. Este cunoscut faptul că activitățile folclorice se desfășoară și la alte grădinițe și la alte instituții de învățământ, nu numai la noi, dar rolul clubului copiilor sau acest gen de instituție a cluburilor este acela de a coordona, de a sprijini și de a ajuta într-o formă sau altă acest gen de activități pe care se desfășoară în celelalte instituții de învățământ. Sunt convins că aceste parteneriate vor continua și mai mult de atât se vor adăuga și altele cu alte instituții, nu numai din localitate, dar și din afara municipiului nostru și aici aș aminti parteneriatul foarte bun pe care l-am avut și în organizarea manifestărilor a festivalului până acum, respectiv primăria Vaduizei cu școala din localitate, respectiv primăria Oncești, Săpânța, localități care au sprijinit financiar organizarea concursurilor și de aici parteneriatul care există cu acestea. Respectiv Sarasău, o acțiune, zic eu, foarte importantă a fost cu Comuna Sarasău, în care elevii de la școala din localitate au participat săptămânal cu sprijinul primarului și a școlii, aveau la dispoziție microbuz pentru ca copiii să facă, mă rog, făceau naveta la activitățile din cadrul Cercului de Muzică Populară, condus de profesor Vasile Iusco. Iată, deci, interesul, și mă bucur să văd acest interes manifestat de copii, nu numai din municipiu și din afara sa. Un alt aspect și extinderea este mult mai mare, așa cum bine știți, începând de anul trecut, avem două filiale la Vișeu de Sus și Borșa, și aici avem acele cercuri de activități pe care le extindem. Mă bucur că la nivel de județ sunt două unități cu personalitate juridică, una Palatul Copiilor Baia Mare, care se ocupă și coordonează activitățile de BSD, cum de multe ori spunem, respectiv Baia Mare, Șoncuta și Răpuș, iar Clubul Elevilor Sighetul Marmației revine rolul de a coordona, să spunem așa, activitățile din zona Maramureșului istoric, prin filialele, mai ales că avem și acele filiale la Borșa și Vișeu. Legat de noul an școlar, avem în total un număr de 12 posturi didactice, 12 cercuri, deja majoritatea sunt cunoscute, o să le amintim, avem cercul de pictură, cercul de informatică, cercul de pictură condus de domnul profesor Lojan Caius, cercul de informatică de la Sighet condus de profesoara Vlad Nița, iar la Vișeu de profesoara moldovană Raluca, cercul de karate, ski și tenis de masă domnul profesor Țânța Șadrian, cercul de lectură și limba engleză doamna profesoară Țânțaș Oana, dans popular și muzică populară coordonat de domnul profesor Vasile Iusco, cercul de ecoturism profesor Iuba Ioan, cercul de orientare turistică Timiș Viorica,
mai avem cercul de judo și tenis de câmp la Vișeu, condus de domnul profesor Ghilezan Valentin, și iar la Borșa sunt două cercuri de electrotehnică și calculatoare, coordonat de profesorul Mocan Andrei și respectiv cercul de karting de profesorul Wenzel Alexandru. Datorită lipsei unui spațiu adecvat pentru cercurile de karting, am fost nevoiți să nu renunțăm la acest gen de activități în Sighetul Marmației, deși am avut acestea, transferând karturile la Borșa, unde suntem sprijiniți de școala numărul 8 în organizarea acestui gen de activități. Ce vreau să vă spun, eu cred că prin activitățile pe care le-am derulat, prin numeroasele premii pe care le-am obținut în anul școlar trecut, sunt dovezi care cred că pot să convingă copiii din municipiul și nu numai, din alte localități, merită să se implice în acest gen de activități, să participe la activitățile non-formale, de la clubul elevilor, de la școli, sub coordonarea noastră și nu numai. Deci noi întotdeauna mă bucur, de exemplu, că activitatea ansamblului Mugurelu, de pildă, a dat naștere un număr de formații cât mai mare în Sighet și nu numai. Iată, deci, începând de anul școlar trecut, ansamblul Flori de Maramureș de la Liceul Tehnologic Forestier, cu sprijinul colegului meu Ștefan Sas, de acolo, de la acel liceu și, bineînțeles, cu prima amabilitatea doamnei director Ștesca Mariana, am reușit să realizăm un parteneriat în urma căruia copiii să participe la activități, să sprijinim, nu în ultimul rând, ci mai important zic eu, prin participarea la numeroase concursuri din țară. Concursuri care, zic eu, au dat multă speranță copiilor care au participat și de aici oarecare concurență. Colegul de la Olt spunea, ce mă bucur că atunci când am început activitatea cu 10 ani în urmă, erau la nivel de județ sau în zonă doar o singură formație. Iată, deci, după câțiva ani, observăm că apar și alte formații. Deci, de aceea, rolul nostru este de a stimula și de a arăta că se poate. Formații, grup de copii avem coordonat tot de noi și la grădinița nouă, avem și la... vom forma și la grădinița 12, iată, deci de anul trecut avem și la Sarasău, avem parteneriatul cu Săpânța și rodul acestor activități, rodul acestor, cum spun, activități de la club, acestor instituții, eu zic că se vede și merită. Un lucru foarte important este bine să fie cunoscut și anume acela că toate cursurile sunt gratuite. Deci participarea la cursurile din cadrul acestui cer sunt gratuite. Tot ce există, celelalte suplimentări, sunt decizii ale părinților care, dacă își doresc o suplimentare, să zicem, a confortului, aceea ce ei doresc să aibă în cadrul acestor activități, este hotărârea lor, decizia lor și noi nu putem decât să o respectăm și, bineînțeles, să ne bucurăm dacă există orice sprijin în acest sens. Pe această cale vreau să mulțumesc și reprezentanților părinților din Consiliul de Administrație, doamnei Petrețchi Mariana și Chiș Maria, care întotdeauna realizează un punct de legătură, să zicem așa, între părinți și nu numai. De asemenea, tuturor părinților de la cercurile, copiilor de la cercurile noastre, totdeauna au răspuns invitației noastre, totdeauna sunt alături de noi. E bine cunoscut că, de pildă, la cercul de muzică populară, instituția noastră, în condițiile date, nu poate achiziționa costumele necesare ansamblului Mugurelu. Sunt sume imense. Iată, deci, toate aceste costuri, cheltuielile ca atare, sunt suportate de părinți. Nu putem decât să ne bucurăm, așa cum se cunoaște, este o investiție de sumă mare, totuși, și iată, părinții sunt de acord și le procură aceste costume, îi lasă să participe nu numai la activitățile noastre, ci la alte activități la care suntem invitați.
Ce să vă spun, în altă ordine de idei, pe lângă activitatea culturală artistică, avem periodic organizate expoziții de pictură, expoziții inițiate, organizate de domnul profesor Jean Caius. Sunt activități la nivel local, diferite ocazii, ziua apei, ziua mediului, ziua pământului și așa mai departe, în care fiecare cerc, în funcție de profil, de orientare turistică, doamna Timiș și alte, organizează concursuri în parteneriat cu instituții de învățământ, pentru concursuri la nivel local, județean. Eu am amintit doar cele mai mari. Cred că ne-ar ajunge o emisiune să amintim în detaliu toate concursurile organizate. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice de la instituția noastră, care au fost alături de mine, de ei, practic, însăși, prin ceea ce au făcut, prin activitățile care le-au desfășurat, și ca această instituție, într-adevăr, să ocupe locul care cred eu că îl merită în rândul instituțiilor de învățământ, din SICHET, din municipiul nostru, din județ și, de ce nu, un loc la nivel național. De anul trecut, Clubul Elevilor SICHET este reprezentat la nivel de minister, prin prezența mea în numeroase comisii la nivel național. Este printre, cred că puțin, singurul, dacă nu printre foarte puținele instituții la nivel național reprezentate la acest nivel. Eu zic că toate acestea vine în avantajul copiilor, în avantajul comunității în care ne aflăm și de aceea le mulțumesc elevilor, copiilor, le mulțumesc cadrelor didactice și nu în ultimul rând părinților care întotdeauna. Bineînțeles că toate acestea nu puteau exista fără un sprijin foarte important din partea comunității locale, respectiv a primarului Ovidiu Nemes, din partea Consiliului Local, consilierilor care există, din partea Inspectoratului Școlar Maramureș și în fața doamnei Inspector Școlar General Ana Moldovan și nu numai, toți ceilalți colegi care sunt. Începând din acest an, avem un sprijin foarte important și ne-am bucurat de răspunsul care l-au dat Consiliul Județean, domnul președinte Zanfir Ciceu, și care ne-a asigurat în continuare, s-a bucurat de activități care le avem. Un alt parteneriat pe care merită, zic eu, amintit, este parteneriatul existent cu Direcția Județeană de Tineret și Sport Maramureș. Toate acestea au apărut progresiv pe an în funcție de intensitatea, de calitatea activităților pe care le-am desfășurat și m-am bucurat de aprecierea că toate aceste parteneriate eu le consider drept o apreciere din partea instituțiilor vis-a-vis de activitățile pe care le-am avut. Deschiderea noului an școlar va avea loc luni la ora 13 la Casa de Cultură din Sighetul Marmației, unde împreună cu Școala Populară de Artă, din cadrul Centrului Cultural Sighetul Marmației, vom realiza deschiderea festivă a noului an școlar 2013-2014, unde invităm pe toți cei interesați pentru copii înscriși și nu numai să participe la această activitate de deschidere a noului an școlar, unde vom oferi și câteva surprize în cadrul acestei activități de deschidere a noului an școlar. Îi așteptăm cu drag. Vă mulțumesc presei și parteneriatului pe care le-am avut în promovarea activităților copiilor și nu numai. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag.